Este oficial, aeroportul Chișinău nu poate fi privatizat. Legea, dar și decretul semnat de președintele Republicii Moldova Maia Sandu au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. În conformitate cu legea, toate obiectele de infrastructură, precum pistele, platformele de îmbarcare și de parcare a avioanelor, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, trec în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice va trebui să soluționeze problemele ce apar în procesul de desfășurare a licitațiilor pentru spațiile cu destinație de alimentație publică. Aeroportul Chișinău a revenit în gestiunea statului la sfârșitul lunii martie 2023, după un lung șir de încălcări ale contractului de concesiune de către compania Avia Invest. Firma a fost fondată cu 28 de zile înaintea tranzacției și era controlată de fugarul Ilan Șor.